Am văzut câțiva dintre accidentații de la colectiv, mai ales dintre cei care încep să recupereze și încep să recupereze atât fizic cât și psihic, pentru că au trecut printr-o traumă profundă. Mă bucur să văd că lucrurile încep să ia pe făgașul normal. Dincolo de acest caz de la colectiv, am discutat cu domnul ministru al sănătății și ministerul pregătește pentru anul următor un program pentru Arș, pentru a putea acționa în mod specific atunci când e cazul în astfel de situații. Și sigur, dincolo de acest program, așa cum guvernul și-a luat angajamentul chiar înainte de instalarea acestui guvern, urmează să decidem și rambursarea costurilor cu cei care au fost deplasați în străinătate, atât în Uniunea Europeană, cât și în afara Uniunii Europene. Și am înțeles că și Ministerul Muncii va veni cu un ajutor pentru însoțitorii celor care au fost tratați sau sunt tratați aici în România. Vă mulțumesc. Spitalele românești nu au dotări. Ce vă face guvernul în acest punct? Nu au dotări și sunt chiar spitale care trebuie construite. Am spus celor de la Ministerul Sănătății că eu sunt dispus să analizăm împreună cu doamna ministru Răducu de la fondurile europene și să facem linii prioritare de investiții pentru spitale și pentru dotări în măsura în care și Ministerul se pregătește cu proiecte și putem să le demarăm cât mai repede. Pentru că asta e drama la noi. Avem fonduri, uitați, și din fondurile structurale pe perioada 2007-2013 vom pierde câteva miliarde de euro și pe de altă parte avem nevoie de investiții. Deci cred că ceea ce trebuie, dincolo de bani, este implicare, coerență pentru a avea proiectele la timp, a fi bine pregătite, a fi gestionate în mod transparent și nu cu alte interese, pentru că, uitați, așa altfel pierde toată lumea.